Guvernul Cioloș a fost respins la votul din Parlament. Nu au lipsit atacurile între reprezentanții formațiunilor politice parlamentare. Acuzele au curs de la tribuna Parlamentului. E clar că acest guvern nu are cum să treacă. Știe și domnul Cioloș, știe toată lumea. Este o bătaie de joc la adresa românilor. Nu putem accepta un ministru al sănătății care este părtaș la acest dezastru sanitar. Dar trebuie să punem urgent ceva în loc. De aceea, fac un apel către toți șefii de partide, prezenți sau neprezenți în această sală. Vă cer să ne întâlnim imediat și să găsim împreună o soluție pentru a scoate România din criză. Gata cu politica, nu se mai poate așa. Trebuie să facem altceva. Trebuie ca politicienii să facă un pas în spate și să aducem specialiști și experți în sănătate care să vină urgent cu un proiect prin care să reducem numărul de morți. Ce observ eu din discursurile PSD de astăzi și ale PNL din spațiu public este că încercați să vă scuzați pentru ceea ce n-ați putut face în ultimii 30 de ani. Și încercați să acuzați un partid înființat de 5 ani de zile că nu a făcut în 8 luni de zile cu 17% ceea ce dumneavoastră n-ați făcut în mod repetat de 30 de ani. PNL a preferat să câștige timp pentru un cabinet Câțu 2, pierzând timp pentru români și pentru România. PSD plânge pe umerii românilor, dar îi lucrează pe la spate cu frații de ipocrizie din fostul USL. Vă dați fițuica de la unul la altul, copiindu-vă erorile fără de legile și calculele meschine de putere. Nu pentru că am propus noi un premier, au murit și mor în continuare oameni de COVID, ci pentru că trageți voi, PDL și PSD, de timp în speranța găsirii unei formule care să vă salveze interesele de grup și cât de cât zestrea electorală rămasă. Domnilor de la PSD, v-ați lăudat că ați câștigat alegerile, că sunteți capabili să faceți un guvern responsabil, dar n-am văzut că aveți nicio propunere la Cotroceni, ci pentru că continuați să vă respectați înțelegerile pe sumasă cu cei de la PNL. Colegii de la PNL, ați compromis ideea de reformă, ați blocat reforma justiției, ați abuzat fondul de rezervă. Ați cumpărat prin PNDL3 susținere forțată uitând de criza sanitară, la fel cum făcea PSD pe vremuri și totuși se revinovat? Doar 88 de parlamentari au votat pentru echipa propusă de Dacian Cioloș. Ca să treacă era nevoie de 234 de voturi. Numărul total al deputaților și senatorilor 466, numărul deputaților și senatorilor prezenți 343, numărul total de voturi exprimate 272, număr de voturi anulate 0, numărul total de voturi valabile exprimate 272, din care voturi pentru acordarea încrederii guvernului 88, voturi contra acordării încrederii guvernului 184, abțineri 0. Potrivit prevederilor articolului 103 alineatul 3 din Constituția României Republicată, Parlamentul acordă încrederea guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor, adică minim 234 de voturi pentru. Ca urmare a faptului că din totalul de 466 de deputați și senatori, 88 au votat pentru acordarea votului de încredere, se constată că nu este întrunită majoritatea de voturi cerută de Constituție pentru ca Parlamentul României să acorde încrederea guvernului, programului și listei guvernului prezentate de domnul Dacian Julien Cioloș. Odată cu respingerea guvernului propus de USR, urmează noi negocieri și noi propuneri de premier din partea partidelor parlamentare.